Eu de la Master School of Management se pricepe la critical thinking. Este un profesor care asta face cel mai bine, deși, ca și electrician, nu prea spora bine. Vă rog să aplaudăm și să întâmpinăm călduros pe Radu Afanasiu. Bună dimineața! Să rămână, Marta, mulțumesc frumos, bună dimineața! Am primit comentarii că, mai degrabă, cu poziția aia trebuie să mă fac instalator. Vedea prin blugi. Sper că v-a plăcut clipulețul ăsta, l-a filmat Fimea, care are 12 ani și poate face o carieră în domeniu. Sunt Radu Afanasiu. Predau critical thinking la un program de executive MBA, la Maastricht School of Management și mai fac ceva. Fac cel mai mișto lucru pe care, chiar acum, fac cel mai mișto lucru care mi s-a întâmplat anul ăsta sau de ceva ani încoace. Și să știi că să vorbesc la zilele vizie al doilea cel mai mișto lucru, predau un curs online. Știți cu MOOCs, cu Massive Online Open Courses? Știe cineva de Coursera? Da? Ok. Mai au un fel de platformă gen Coursera în Europa, se numește Iversity și am un curs acolo care de-abia a început și mă dau puțin mai mult. Cursul se numește Critical Thinking, Reason and Fair Play in Communication, în engleză, cu subtitrare în română și am 15.000 de studenți din toată lumea, acum, as we speak, care interacționează, care îmi spun chestii despre cum e la ei în Germania sau în Ghana sau în Filipine, sunt foarte mult din Pakistan. Am 2.000 de studenți din România și sunt foarte bucuros. Cam așa arată cursul meu. Și cel mai mult s-a scris despre media românească din cauza că este primul Massive Online Open Course produs în Europa de Est. Sunt foarte multe chestii. Sunt cu degetele băgate în priza 15.000 de oameni cu 10. Foarte, foarte mult. Gata, m-am dat mare. Acum, o să vorbesc despre logica argumentării în gândirea creativă. Da? Care e legătura între una și alta? Cred că nu prea e niciun fel de legătură. Mai ales că știți chestia asta cu emisferele? Cu emisfera stângă și dreaptă? Voi aici sunteți... Hai să vă întreb, o să vă întreb. Din agenții? Puteți să dați cu o mână în sus? Ok. Mulțumesc. De la client? Ok. Media? Așa, câte unul. Ok. Curios că toți sunteți foarte creativi sau foarte branșați la industriile creative, da? Știți de chestia asta, că emisfera stângă și emisfera dreaptă? Se zice că emisfera dreaptă e dominantă la persoanele creative și intuitive și emisfera stângă la persoanele logice și obiective. Și există o dihotomie, adică unii sunt așa și unii sunt așa. Din născare, pentru că așa e cu emisfera. Ați făcut testul ăsta vreodată? L-ați văzut pe net? E destul de faimos. Se zice, după cum vezi în ce direcție se învârte domnișoara asta care e goală, ce fel de persoană ești, da? Așa încât, unii sunt creativi și unii sunt raționali. Deci, care poate să fie legătura între ele? Norocul nostru e că gândim critic și că mai citim și ce se mai publică în presa științifică serioasă. Anul trecut, studiul ăsta zice că zice foarte complicat acolo, Revaluation of the Left Brain versus Right Brain Hypothesis, la 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 la. Ce zice, de fapt, este că legătura între emisfere și personalitate e un nonsens. Da? Nu e nicio legătură între emisfere și personalitate. Sper să vă folosească chestia asta. Asta înseamnă că sunt sigur că voi toți de aici sunteți foarte creativi și foarte rațional în același timp. Sau măcar puteți să fiți. Deci am despre ce să vorbesc. În cursul meu există un forum de discuții și unul din studenți zice la o întrebare de-a mea despre cât de multe din deciziile tehnice sunt raționale, zice I work as creative and we usually use lateral thinking in the creative process and rational thinking when we are preparing the arguments to sell the ideas to our clients. Asta înseamnă că chiar în departamentul de creație trebuie să ai și o gândire foarte logică, foarte argumentată și m-am pregătit un pic pentru conferința de azi și am văzut niște creative rationales și niște case study videos foarte, foarte bine argumentate și extrem de raționale. Asta e pentru lumea din omul. Ok.
Astăzi o să vorbesc despre fallacies. Știți cum e cu fallacies? Știe cineva ce sunt la fallacies? Sigur știți. Tot cu o mână? Nu știe nimeni ce sunt la fallacies. Ok. De asta mă bucur că fac cursul ăsta online, în care m-am gândit să explic cum e cu fallacies. Fallacies sunt niște erori, vicii de argumentare, foarte des făcute intenționat, care te pot păcăli, care te pot induce în o eroare, care te pot face de cacao. O să vorbim despre ele. Eu de fiecare dată spun nu, nu. Fallacy, să nu faceți așa ceva, da? E, am descoperit și mulțumesc Martin, mulțumesc Bepi că m-a chemat aici și m-a pus să vorbesc despre așa ceva, pentru că am descoperit că fallacy se pot folosi cu succes în comunicare, în comunicare de masă. Despre asta vorbesc. Hai să vedem cum e cu fallacies. O să încerc într-o întrebare la care vreau să-mi răspundeți sincer. Aș vrea să știu dacă ați mai furat cea noastră idee de la concurent. Da sau nu? Da? Hai să începem în mod mai puțin crud cu nu. Cine susține că nu a mai furat cea noastră idee de la concurență? Mâna sus? Ok. Cine susține că a furat anul ăsta? Mâna sus? Ok. Mă bucur. Da, ok. Se pune. Văd că n-ați ridicat toți mâinile. De ce? Care e problema aici? Exact. E o presupunere underline, cum zice englez, implicită, dar nu știu să în care, deci, dacă cineva te portează să zici da sau nu, amândouă variantele sunt pierzătoare. Asta e un fallacy. E unul din cele mai utilizate fallacies de politicieni și de ziariștii ai dracului. Foarte mult în Statele Unite și destul de mult în ultimul timp și la noi. E o secvență cunoscută cu Madeleine Albright, care a fost încolțită de așa ceva, a răspuns greșit, a răspuns una din cele două, despre, dar e bine că au murit nu știu câte sute de mii de copii în Irak, deci ceva așa. După care și-a pus cenușul în cap și a zis că, băi, de mine, cum am putut să fac așa ceva, am bătat la școală și așa mai departe. Asta e un fallacy, despre asta discutam azi. Un fallacy este un viciu de argumentare sau un offside logic, zic eu, da? De foarte multe ori este făcut intenționat, este un argument care arată ca un argument bun, dar un argument prost, de fapt. Da? Hai să vedem dacă putem să-l folosim undeva. Ce am făcut înainte este o întrebare capcană, în engleză zice loaded question. Este un fallacy în care ești forțat răspuns cu da sau nu la o întrebare care conține o prezumție de obicei neplăcută. Da? După cum vă spuneam, de fiecare dată spun că fallacies sunt ceva imoral dacă le faci în mod intenționat. Pentru că vrei să-l păcălești pe celălalt. Și mie mi se pare că într-o discuție trebuie să cauți adevărul și nu să câștigi. Dacă vrei să câștigi, măcar fă-o în mod cinstit. Și atunci, la școală, ce învățăm despre fallacies? Învățăm care sunt și e mișto că se numesc în latină unele dintre ele, dar e mișto că după ce îl vezi odată un fallacy, îl ții minte toată viața, ca un roman polițist, ai știi toată știi cine e criminal, sau ca o chicitoare, da? O bancă. Mai învățăm ce se întâmplă când cineva ne spune un fallacy. Dacă îl vedem la televizor, îl recunoaștem și știm să trecem peste și să nu credem ce spune domnul ăla. Dacă ne spune un domn față în față, cum ieșim din el? De exemplu, cu varianta cea mai celebră la loaded question, ala cum dacă ați mai furat idei de la conferință, este îți mai bați nevasta, da sau nu? Da? Deci asta nu o să te întâlnești niciodată pe el așa, dar când treci foarte des cu variante mai soft. Mi s-a părut foarte, foarte mișto să descoper în comunicare că există dăți în care se pot folosi fallacies. Fără să fie urât. Fără să fie... adică să fie ok. Și vreau să mă ajutați să am luat niște video, de obicei, mai e un articol. Și vreau să mă ajutați să spuneți dacă e ok și dacă e eficient fiecare dintre exemplele astea. Și cu ocazia asta trecem prin unele din cele mai simpatice fallacies. Se numește slippery slope în engleză, pantaloni necoase. Și vă dau un exemplu ca să înțelegem, e de pe un blog, e un exemplu adevărat. Se numește soluția finală, titlul, da? Dacă azi ucidem toți câinii vagabonți, mâine pisicile, păi mâine ne vom obișnui și ne va fi mai ușor să trecem și la alt soi de chestiuni rezolvabile asemenea. Alt soi de chestiuni, soluția finală, cred că știți chestia asta, este numele dat acțiunii pe care făceau naziștii cu evreii în timpul celor de-al doilea război mondial. Da?
Deci zice că dacă ucidem astăzi câinii vagabonzi, un eveniment neplăcut, avem o consecință că mâine pisicile și după aia o consecință foarte puțin probabilă, că voi mine vom omorâ niște grupuri etnice, da? Drept pentru care să nu ucidem câinii vagabonzi. Asta e mecanismul unui slippery slope. Avem un eveniment amenitorit, care are o consecință care e probabilă și neplăcută, după aceea sărim direct la o consecință extrem de improbabilă și care e dezastroasă. Deci, nu trebuie să întâmple evenimentul de la început, da? Hai să vedem un videoclip care, zic eu, face mișto de slippery slope. Da, ești. When your cable's on the fritz, you get frustrated. When you get frustrated, your daughter imitates. When your daughter imitates, she gets thrown out of school. When she gets thrown out of school, she meets undesirables. When she meets undesirables, she ties the knot with undesirables. And when she ties the knot with undesirables, you get a grandson with a dog collar. Don't have a grandson with a dog collar. Get rid of cable and upgrade to DirecTV. Call 1-800-DIRECTV. Foarte deștepți ăștia de la DirecTV, au o întreagă serie, toate bazate pe slippery slope, pe pata unecoasă, dacă vreți căutați-le pe net, sunt toate. Ajungi să-ți vinzi părul pentru la magazin de peruci, deci se întâmplă tot de chestii dezastroase dacă nu te abonezi la serviciul lor. Ce părere aveți? E eficientă folosirea unei erori de argumentare în comunicare pe data asta? E eficient sau nu e eficient? Păi credeți că au vândut? Ala e fix eficient. Da? Ați folosit așa ceva? Care e mecanismul aici? E un fel de... Mi se pare că e un fel de facere de mișto. E un fel de ironie. Deci, hai că știm ce e aia slipper slope. Știi că e nasoală, dar hai să facem mișto ca să râdă targetul și să-și cumpere abonament. E ok, e moral, e frumos să folosești așa ceva. L-ați folosit din punctul ăsta de vedere. Și mie mi s-a părut. Stai, n-am vreun răspuns la întrebările de aia. Vreau să-mi dați voi răspuns. Și mie mi s-a părut că e ok. Dacă ți-asumi, deci dacă o faci asumat și nu cu rea voință, mi se pare că e ok. Hai să trecem la alt fapt. Foarte, foarte întâlnit în zilele astea de campanie electorală până la noi, da? Deci falsa dilemă. Îmi pare rău că a demolat halamatate. Ei, așa. Ori o demolau și construiau bulevardul ăsta larg, ori o păstrau împreună cu toți țiganii, drogații și prostituatele din cartierul ăla decrepit. Da? Care e problema aici? Cum? Corect. Deci, mai sunt și alte posibilități. Asta e problema, da? Când prezis că e doar A și B, și A de obicei nu e bun, să-l alegem deci pe B. Dar problema este că sunt și alte acțiuni, sunt și nuanțe de gri, sunt... E un univers întreg din care ne putem alege. Da? Dacă induci creierul omului așa, unii să știți că sunt păcăliți. Hai să vedem în utilizarea acestui fallacy, acestei erori, într-un... Cum așa? There are some people who say it's the best yogurt they've ever tasted. And there are some people who haven't tasted it yet. Delicious non-fat, authentic Greek strained yogurt. Extraordinary fruit flavors. The Phi-A Total Split Cup. Plain extraordinary. Deci există două categorii de oameni, aia care zic că este cel mai bun iaurt din lume și aia care nu l-au gustat niciodată, da? E vreo eroare aici? De logică? Mai sunt și alți oameni, nu? Pe pământ. E eficient? Nu? Nu vă convinge. De ce nu vă convinge? Se pare că e necinstit sau e... Ok. 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 Deci, zicem, un pattern este să se vadă umorul și intenția dinainte și să nu încerce cineva să te păcălească. Ok? Corect, corect. Da, da, în primul nu vreau să te păcălească. Chiar dacă, cred că nici ei nu-și doresc clienție. Dar e o minciunică la mișto, adică e o minciunică. Ei nu vor să te păcălească. Așa că am vor să te păcălească. Da? Deci, cred că e ideea de intenție.
atunci pur le conoșeri, este umor... Da, ce cumpărai aur din ăsta? Ok, mișto. Cred că am discutat și despre dacă e ok. E ok? Hai să mai întreb o dată. E ok? E moral? Zice că nu. Ziceți că e ok să faci un clip din ăsta? Am văzut niște capete care fac așa, să știți. Deci am... Deși pare că toată lumea tace, oamenii zic că nu. Ok, mulțumesc. E interesant ce află aici. Hai să vedem alt fați. Diversiune. Se numește în engleză Red Herring, dar o poveste interesantă chestia asta. Un exemplu e, ascultă-mă ce spun, câinii vagabonzi trebuie să dispară de pe străzi. Asta e exact ce încerca și Băsescu să facă, imediat ce a ajuns primar. Tocmai de la tine nu mă așteptam să fii Băsescu. Da? Ce s-a întâmplat aici? Cineva vorbește despre subiectul ăla, da? Câinii vagabonzi. După care interlocutorul o cârmește așa la stânga, da? Cum o cârmește la stânga? Nu o cârmește la stânga cu un alt subiect, oarecare. O cârmește cu un subiect fierbinte. Un subiect pe care sare ca, știți chestia aia cu câinii care zic, zic, zic și la altul? Exact așa, da? O cârmești pentru că vrei neapărat să-i răspunzi omului. Că nu ești băsist, sau că e el tâmpit, sau că... și așa mai departe, da? Și ai uitat de chestia asta. Deci ce se întâmplă când omul ăsta nu mai are argumente pe tema aia? Și atunci o cârmește. Se întâmplă foarte des în argumentația politică. Adică, stai, se întâmplă mai des să se întâmplă, să răspundă cu un red herring decât să se răspundă la întrebare. Nu știu dacă ați observat, poate, niște dezbateri zilele astea. Exact mecanismul e așa, da? Deci asta ar fi fost direcția normală a argumentației, da? Pe subiectul A. Și la un moment dat, nenea care nu mai știe ce să facă, vine și aruncă un pește roșu acolo. Da? De ce se numește red herring? E un fel de antrenament al câinilor de vânătoare. Și anume, când sunt mai mici, oamenii care antrenează au o dâră de miros de vulpe pe care câinele ar trebui să se ducă și peste ea, la jumătatea drumului, trec un herring de ăsta. E afumat, e puțit, e, deci mină setare, da? Îl trec și-l aruncă undeva în pădure, da? Și câinii neexperimentați merg și pac, iau după urma de herring. Și uită de... nu știu ce le fac. Bacrii, până la urmă, să învețe să țină linia corectă a mirosului vulpii, da? Așa trebuie și noi să înțelegem foarte clar că trebuie să ținem linia corectă a argumentului. Și când cineva vine cu chestia asta cu posistul, hai să discutăm asta mai încolo. Hai să vedem cum e cu câinii vagabonzi. Asta e ceea ce aș vrea să învăț. Hai să vedem dacă există chestia asta în comunicare. Eu zic că există. I'm Barack Obama and I approve this message. Maybe you're struggling just to pay the mortgage on your home. But recently, John McCain said the fundamentals of our economy are strong. Then again, that same day, when asked how many houses he owns, McCain lost track. He couldn't remember. Well, it's seven. Seven houses. And here's one house America can't afford to let John McCain move into. Îmi place foarte tare globalizarea, măcar aici suntem în același pas cu americanii. Cred că i-am precedat un pic. Avem Năstase patru case și acum avem Iohannis cu câte case au. Ei sunt cu McCain care are șapte, deci suntem tot pe acolo. Nu înțeleg ce vrea numele să iei în gând. Cu ce a început? O mai aduceți aminte? Care e tema stated, adică asumată acestui videoclip? Care e argumentul inițial? Despre, da, despre faptul că economia merge bine și că de fundamental sunt bune. Asta înseamnă că la bursă, să zicem, nu percepția, ci faptul că ea chiar vând gaz, internet, ce vând ei, sunt foarte bune. Asta e ce mă chem. Și nu contrazic cu faptul că are șapte case, da? Și atunci ce face alegătorul american? Șapte case, mama lui. Deci înseamnă că nici economia nu e bună. Deci a mințit ca un nesimțit ce să nu-l băgăm acasă altă, da? Nu l-au băgat. Poate nu știți. E eficient? E foarte eficient. După părerea mea, nu știu cum răspund asta. Sunt egal cu voi cu părerea, da? Și eu tot o părere, și un vor. Adevărat, da. Care ar fi el?
e și ad hominem, este a doua persoană. Domnule, ăsta are 7 case, să nu îl punem acolo. Deși nu are relevanță faptul că are 7 case cu faptul că e candidat la președinție, în ochii unor. E ok? Te rog. Corect. Ah, da, corect. Chiar are legătură una cu altă. Da, da, da. Corect. De ce? Păi care ar mai fi? Hai să întrebăm o altă întrebare. Ce întrebare ar mai fi? Ok, e undeva între ok și ne-ok? Între moral și imoral? E ok. E ok, pe bune? Mi se părut foarte... Nu știu că ai văzut ok. Not ok. Partea mișto, cum ziceam și puțin mai devreme, este că odată ce le vedeți și vedeți că au niște definiții și așa mai departe, credeți-mă, mai e vreo dezbatere? Nu cred că mai e nicio dezbatere, nu? Ia, o să mai trăim niște dezbatere acum. O să le vedeți pe toate. Da, asta e chestia aia, te-a vorbit tipul ăla. Da, hai să mai vedem. Vinovat prin asociere. Cum poate să-ți placă Wagner? Nu știi că a fost compozitorul preferat al lui Hitler? Da? Wagner a murit în 1883, Hitler s-a născut în 1889. Da? Deci nici măcar nu s-au întâlnit pe planetă. Sunt niște chestii adevărate și anume, Wagner era puțin antisemit. Dar nu asta zic eu acolo în argument. Eu zic că îi plăcea lui Hitler muzica. Vorbim doar despre muzică. Ție de ce-ți place că îi plăcea și lui Hitler, da? Și Wagner săracul n-a nicio vină că îi plăcea lui Hitler. Habar n-avea cum să-i placă la mama lui Hitler și nu cred că de-aia a compus. Da? Asta este vinovat prin asociere irelevantă. Că ești vinovat prin asociere dacă te încăitezi cu unii să spargi o bancă, da? Asta înseamnă vinovat prin asociere. Aici e asociere irelevantă, că omul ăla n-avea niciun fel de vină. Da? Mecanismul este A este asociat involuntar și irelevant cu B, care are reputație proastă. Deci și A are reputație proastă. Hai să vedem o comunicare, de data asta nu mai e comunicare comercială, e o comunicare recentă de la noi. Victor Ponta a câștigat în 93% din secții de votare din Pușcării. Pușcării cu capital, da? De comunicare politică. Este un canal destul de mult. Vedeți vreo problemă aici? E ok? Nu e nicio problemă de logică în chestia asta? Adică, e clar că vrea să zică ceva. Stai, hai să luăm așa, da? Deci ce vrea să zică autorul? Cum? Asta e clasa. Deci uitați-vă cine îl susține pe Ponta. Deci Ponta este într-un fel, deci nu-l votați pe Ponta. Eu asta citesc din chestia asta, da? Cu pușcării mari. Nu am firme, nu asta. Asta nu înseamnă că nu e rană logică. E și mai rău, da? Că nici nu te prinzi. Că dacă ar fi zis-o clar, ar fi stat lumea să ne gândească, dar stai, de ce să nu votez pe ăla când votează? Sigur există niște pușcăriași care nu l-au votat pe Iohannis, da? Și atunci, ce face? Nu cred că e vreun pușcăriaș care a votat-o pe Macovei. Cum? Scuze-mă, mai zi-o dată? Că poate susține. Hai să nu ducem în dezbatere politică aici, da? Avem un microfon în sală. Vă rog, nu vă mai feriți de el, că nu ne auzim. Eu n-am auzit nimic. A zis că... mai ziua, mai tare. Cu microfon. Acolo, domnul Vestu. Ok. Am auzit, da? Iar e ceva care e foarte des întâlnit, da? Ați văzut chestia aia? Dom'le, eu în spatele dumneitare, deci nu contează ce zici tu. Eu în spatele dumneitare îl văd pe, ca să zic și despre ce, da? Pe fluturi și pe nu știu care și pe nu știu care, da? Deci dacă îi vreți, cred că am zis bine, fluturi, nu știu, blanc, papa mea, da? Deci dacă îi vreți tot pe aia, votați-l pe ăsta, da? Ceea ce, de fapt, ăsta nu e chiar eroare, că fac parte într-o putere executivă, după aia, și așa mai departe. Dar e foarte, foarte des întâlnit. Aceleași întrebări capcană, da? Și false dilemma. E eficient sau e ineficient sau e undeva in between? Greu de cuantificat. De eficient?
Hai să vă întreb pe voi, deci vă iau pe voi de target, da? Dacă voi citiți chestia asta, primul vostru gând, în afară de faptul că vă confirmă, probabil, nu știu cu cine votați, vă sfătuiesc doar să votați. În afară de faptul că probabil vă confirmă o părere, vă determină un pic să votați într-un anumit fel? Eu cred că ăștia predică către convertiți. La, în general, canalele media foarte partizane nu sunt făcute ca să-i convingă pe ceilalți, ci că sunt făcute ca să-i mențină pe ăștia radicalizați. Așa mai gherila, nu radio, ci teroriști. Da. E ok să folosim așa ceva în comunicare? Serios? Stai, minunat e a treia opțiune. Deci e ok, nu e ok și e minunat. Deci asta suntem către trilemă. Se poate face și în comercial? Da? Ați face-o? Pe chestia rea, deci ești vinovat de faptul că ești. Deci nu e bine că te asociezi cu, nu știu, făt frumos și cumpărați produsul de frumusețare, da? De cu rău, cu vinovat. E ok? L-ați folosit? Dacă oamenii ăia sunt în viață, că poate, uite, Wagner a murit, sau. Nu mai poate să dea judecată, știi? E plin internetul de chestia cu Wagner și cu Hitler. Cred că știți chestia asta, nu? A competiția de dă judecată. Păi tu nu zici nimic de competiție. Aici de ce n-a dat în judecată? Stai, de ce n-a dat Ponta în judecată ziarul ăsta online pentru că zice ceva tendențios? Pot să mă mai zic de un fallacy, nu e trecut aici, da? Pentru că face același lucru. Asta e un fallacy care se numește ad popul sau în engleză bandwagon. Și ălaltul face de pentru care e ok. Da? Nu e ok. Ok, hai să mai vedem. Apel la falsă autoritate. Einstein însuși a fost un susținător fervent al politicii de stânga. Vezi, de-aia votez eu cu PSD. Mi-a plăcut, mi se pare foarte mișto poza asta, cred că e o poză de carte, scrie Ion Iliescu, fragmente de viață și de istorie trăită. Mi-am șters o lacrimă din ochi. Da? Care e problema aici? Problema de logic. A trăit doar fragmente. Da, ok. Nu vreau să intru cu Iliescu. Care e problema de logică, vă rog frumos? Din alt domeniu. Da, Einstein e câștigător de premiul Nobel. La fizică, nu la politică. Ok, putem să-i ascultăm părerea politică, dar nu să zicem că are o părere politică de necontestat din cauza că este cel mai tare fizician din toate timpurile. Da? Asta e problema. Mecanismul este, deci, X e autoritate în domeniul A, X are și o părere în domeniul B sau susține o anumită, nu știu, tabără într-un alt domeniu care nu e expert. Concluzie, părerea despre B trebuie să fie corectă că doar X e expert. Într-un alt domeniu, da? Aici am mai multe exemple. Cu exemplul este o să și termin. Să începe cu unul destul de faimos. Mai pun și... I've had my ups and downs. My fair share of bumpy roads and heavy wind. Cred că l-ați văzut de foarte multe ori, da? V-a plăcut? Parodia moldovenească. Sunt multe, da, de pe... Apropo de parodii, am fost anul trecut în Vietnam și m-au întrebat niște studenți vietnamezi ce e România și care e ceacul? Dacă pot să-i zic eu ceva despre România. Nu știu, am zis de Hagi, nu știu, de Mutu mi s-a întâmplat, Mutu still cocaine, dar nu știu nici de Mutu, în schimb, aia mi-a lăsat aminte, nu e România, dar aproape am zis de Maya Hi, Maya Ho. Yes! Știi câte parodii sunt în vietnameză pe chestia asta? E eficient spotul dinainte? Părerea mea a fost foarte eficient. Cred că e unul dintre cele mai vizionate spoturi. Da? E ok să faci chestia asta, adică domnul ăsta susține, endorses marca Volvo Trucks. E ok? E umorul, exact. N-are nicio legătură și, mă rog, facem epic split-ul lui acolo și... Vreau să vă spun ceva, sunt puțin... Vă duc așa pe o cale. De fapt, are o legătură. De fapt, nu e chiar out of the blue.
La sfârșit zice, domnule, uite ce bine cârmesc tirurile, la sfârșit ele merg cu spate. Deci omul ăsta poate să-ți facă epic split pe două camioane care merg cu bine. Hai să mai vedem altfel pe domnul ăsta. Asta e un site de hosting și registrare de domenii. Tot un fel de epic split, dar am impresia că pe Volvo era mai deschis așa, mai ca la Mircea Bani. Aici chiar nu are nicio legătură, dar are o calitate. Ați găsit-o? Faptul că nu are nicio legătură e atât de ca nu cam perfect, cât devine amuzant. Nu știu, și e domnul Van Damme care apare în diferite colțuri făcând epic split și bătând la tome. Are vreo mică legătură, deci chiar puteți să-i găsiți o legătură logică cu un site de hosting? Tăcerea domnului. E eficient, după părerea voastră? Adică dacă ați fi de la client, ați aproba așa ceva? Din cauza că e cu Van Damme. Dacă ar fi cu altcineva decât Van Damme sau cu Van Damme? Dacă ar fi la Romară chestia asta, lumea s-ar duce la Romară? Eu cred că s-ar duce, că ar crea awareness. Dom'le, Van Damme care face reclamă la Romară. România nu prea s-a fost un lucru ideologice. Cumva absurd, nu prea s-a făcut. Nu? În general, România se aprobă chestiile care au o logică, care vând sigur, care bifează toate beneficiile, clar, nu chestiile absurde. Deci nu avem curajul să aprobăm chestiile absurde. Lipsește deocamdată cultura pentru așa ceva. Tot omul de acord cu chestia asta? Deci în România, creativitatea în, să zicem, în advertising conține foarte multă logică. Așa e, așa mi se cere, nu că n-am vrea să sau facem. Trebuie să conțină foarte multă logică. Păi mi s-a părut că e multă emoție și că vrei să-l convingi pe omul ăla într-un mod fair și corect, dar nu neapărat prin argumente. Că n-am venit pregătit, dar cred că în jumătate de oră fac de vreo 10 commercials faimoase care n-au. Ok, hai să vedem ce fac în România. Probabil că sunt printre primii cei cu un milion de oameni nebuniți, fericiți, disperați să cumpere această tigaie, trei cucări. Este foarte ușor să... Ok? Da? Cum vi se pare? Eficient? Serios? Pentru target? Asta zic și eu. Măcar să fie apărut, nu știu, cireașa de pe tort. Nu știu, asta e un show de cooking, dar așa, mai mai bine, da. Poate că e o calitate că fata, femeia, nu gătește, pentru că e tigaia asta care gătește singură. Nu știu, faptul că ea susține ca expert, să zice, ca persoană publică, dintr-un cu totul alt domeniu, o oală de asta, mi se pare eficient pentru target, ziceți, nu? Mai sunt și alte păreri? Ok, e cineva, după părerea voastră, din target, din target. Deci, nu zic că voi nu sunteți în target. E cineva din target care s-ar putea simți jignit de faptul că cineva insultă inteligența? Că asta e problema, asta vă întreb. Nu? Ați o părere despre targetul ăsta de mare? E ok? Nu știu. Ați folosit-o? Dar e normal așa? Deci, dacă e eficient, ok, o folosim? Ziceai că nu, ziceai că trebuie să fie argumentat și cu logică. Nu sunt la creație, eu am fost ok. Oamenii de marketing. Dacă e eficient, atunci e ok? Sau dacă e eficient, întrebarea dacă e ok mai e relevantă? O părere roșu? Din punct de vedere asta cu șignitul inteligent. Dar de ce e ea și de ce nu e un tip de la MasterChef? Adică ce legătură are
cu prefectura. Imediat. Da? Ok, deci nu e target, dar vorbeam de target. Mi-am văzut tot target. Eu așa cred, așa mă gândesc, că e aleasă tocmai pentru cei care ascultă muzica, cele care ascultă muzica, gătesc. Corect, da, încă o dată. Eu nu dau peste genul ăsta de... L-am văzut, cred că, a doua oară, nu știam că e... Nu dau peste el, nu mă uit la oarele la televizor sau... Când se termină emisiunea mea favorită, închid. Deci nu ești, adică, nu ești în target. Da, nu dau peste. Dar dacă ai avea decizia și știi că tu nu ești în target, dar există un target. Da, bineînțeles că... Da. Nu mă identific cu persoana, nici cu targetul ei. Dar nu te temi că oamenii din target au și ei un creier și zic, hai mă, ce dracu caută mine la pe la toată. Mie îmi place chiar, că nu mă target. Ok, bine, am învățat ceva. Ultimul. Și Stella, tot pe vreme ca asta, m-am îndrăgostit prima dată aici. Da, dacă vreți vă spunem cum se termină. Se termină farmacia inimii, catena, da? Faptul că oamenii ăștia sunt... faptul că oamenii ăștia sunt niște actori cunoscuți și amuzanți și îndrăgiți de public, e ok ca ei să, să zică să te duci la o anumită farmacie? Au o autoritate? Ar trebui să se mai abțină puțin, peste tot în toate lucrurile. Peste tot, deci prea des. Voi ați folosi, ați da ok la campania asta? Da. A fost foarte eficientă, după părerea mea. Da. Ok. Hai să o terminat explicațiile mele despre falasi. Sper că cine n-au, sunt sigur că mulți dintre voi știau de ele dinainte. Au un nume acum, sunt multe care se numesc în latină, simpatic. Le găsiți... E ok. Găsiți un site mișto aici, yourlogicalfallacyis.com, le găsiți pe Wikipedia, dacă vreți. Sunt o lectură amuzantă, de vreo jumătate de oră așa. Și nu știu dacă o să le folosiți sau nu o să le folosiți de acum acolo, dar asta e o întrebare care rămâne. Da? Mulțumesc frumos și dacă sunt întrebări. Mulțumim, Radu, și felicitări pentru prezentare. Sper să nu te mai duci la alte prezentări ale concurenței. Așa. Și eu una, așa. Vă rog dacă aveți întrebări pentru Radu. Salut, a fost totul foarte clar. Totul, da? Este prea devreme? Pare că nu. Mulțumesc foarte mult, Radu, pentru prezentare.